Bine te-am regăsit, Alina! Bine v-am regăsit! Ce faci tu toată ziulica la Constanța? Ei, nu mai sunt chiar la Constanța cu Milinca de ceva timp, sunt în București. Dar ce există, există? Ce ai tu acolo la Constanța, ce-ți și place foarte tare să faci? Fac multe lucruri la Constanța, în principiu îmi petrec foarte mult timp cu familia mea. Domnule, ai un atelier de croitorie unde îți mai faci și tu da, din când câte o ținută sau nu, că te iau pe la Ploiești și nu mai ajungem la Constanța? Este în București și nu în Constanța. A, e în București atelierul și nu în Constanța. Îmi cer iertare. Refacem, revenim. Deci există un atelier în București? Este un atelier, adică încă nu este. Urmează. Nu este. Cum dragă, e sau nu e? Acum îl construiesc la el, dar este foarte... Este în București, dar nu e. Asta fac acum. Nu e gata. E gata, construiești, exact. Ce faci? E în construcție. Construiesc cumva. Nu este gata încă, da. Alina, revenind la ziua de astăzi, unde te duci? Ilinca, acum cu noul an, cu noile schimbări din viața mea, vreau să mă duc la o, nu știu exact cum se numește, să-mi fac o astrogramă. Vreau să văd. La un astrolog, domnule. Da. Să văd exact ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu mine, din câte nu am mai înțeles. E la moda astrologul, dragă, acum merge la constelații în ziua de azi. La ce? La ce? La constelații. Direct la constelație. Să-mi citească în stele? E de bon ton să mergi la constelații în ziua de azi. Am o prietenă foarte bună cu Ana Beatrisa, care merge la constelații. Și ce faci? Și acolo te constelezi. Sunt mai mulți oameni care joacă roluri, cum am fi noi aici. Nu cred așa ceva. Tu să zice mai fi în povestea respectivă bunica mea. Da. Iar fi bunicul. Pepe ar fi soția, Raluca ar fi copilul, Cătălin unchiul. Și care ar fi scenariu? Și scenariul este că noi toți ne imaginăm și ne punem în situații din trecutul nostru. Mi-a plăcut tare mult povestea ta, Moris. Da? Mergi la astrolog, da? Da. Să-ți da. Faci da. La constelație, acum că am aflat de ea, mă duc la constelație, nu mă mai duc la astrogramă. Din exact în funcție de asta... Da, la constelație. La constelație. Gata. Deci te-ai sucit. Dar vrei să afli ceva nume? Vrei să... Cred că îmi voi da seama cumva de anumite decizii pe care le iau constant în viață sau, nu știu, lucruri pe care le fac greșit și ar trebui să le fac altfel. Dar ce greșit? Îți vei da seama unde au greșit părinții tăi cu tine și de ce ai ajuns în halul ăsta în ziua de azi așa. Da. De asta, dragă, la asta te va ajuta, înțelegi? Și pe ei va ajuta să afle părinții lor unde au greșit. Ai înțeles? Ce greșeli ai realizat că faci? Ei, nu neapărat greșeli, mulți spus greșeli, așa, nu știu, probabil... Dacă ai luat-o pe drumul ăsta și te duci, mai mult. Și te duci un pic așa către constelație și către programă... Nu, cred că cele sunt cele mai puține. Deci ar putea să nu fie astrele favorabile. A zis că stilistice sunt cele mai puține, are chestii de povestit Ilinca. Cu siguranță, mă conțin, Raluca. Suntem abia la a treia ediție. Vai de capul meu câte povești și câte informații am pentru voi în acest sezon, evident, din partea concurentelor. Dar până una alta. Valeria, ia spune-mi, cumva te-a supărat foarte tare remarca pe care a făcut-o ieri Alina la adresa ta, cum că ar trebui să-ți faci haine pe comandă? Există pălării cu dimensiuni pentru că eu nu prea am de da, la copii. Mulțumesc, uite ce știa de la copii. Poți să-ți faci pe comandă, ei, dacă ai tu 30.000 de milioane de euro, ia, toate hainele se trebuie, dar... Ia, pantofi pe comandă costă 30.000 de milioane. Frate, uite, iau un piciorul foarte mic, da? Și ca să ca să-mi comand fiecare, adică nu pot să-mi fac toate perechile de încălțări la comandă. Nu știu cum să zic. Eu i-am explicat faptul că... Nu poți să-ți faci toate hainele pe comandă. Încerc mereu să... spune că îi sunt pantofii mari, că nu-i vin, că diverse lucruri. I-am spus că și poate face pantofi. Sunt o mulțime de ateliere ce fac pantofi acum. Eu nu m-am plâns niciodată în legătură cu chestia asta. Și... Am zis doar că am piciorul foarte scund și atunci, pantofii despre asta de 35 era vorba, în momentul respectiv. Largi prin părți. Și-am spus că și poate face pe comandă, iar motivul pe care ea l-a invocat a fost că ar fi foarte scump. Adică, nu că ar fi foarte scump, că ar fi, păi crezi că am 10 de milioane de... Ok, cât costă o pereche de pantofi au făcuți la preț. Comandă? Vorbesc foarte serios și acum o să zic și alte chestii. Începând de la 300 de lei până... Ok, du-te la 200, în mall și o să găsești o pereche de pantofi de lei. Mai, e pe rând, pe rând, pe rând, vă rog! Eu fac încălțăminte pe comandă, nu foarte des, dar am câteva perechi și începe de la 200, în funcție exact. De model, în funcție de... Cum ți-l dorești tu, așa crește prețul, dar chiar nu deci e foarte, nu foarte scump, să știi. Știu, nu am o problemă, am dat doar așa vorba de ca o chestie, e ca și cum, gen, nu-mi găsesc. Se întâmplă să nu-mi găsesc la pantofi, cizme, nu, normal, îmi găsesc. Dar, da, pot să zic că mă duc și la copii și îmi iau haine sau orice altceva. Îmi asum lucrul ăsta, că chestiile cool. pe, unele chestii pe mine sunt mari. Asta și-am zis. Dar ținuta cum arată Valeria?
dacă am lămurit problema asta. Nu-mi place deloc, absolut nimic. Ești prea rea pentru că tocmai... Ar fi trebuit să-și facă la comandă ceva? Nu, nu-mi place cum e trecerea de la pantaloni spre încălțări. O să fac eu scurt. Trebuia să vadă pielea, nu? Poftim? Trebuia să vadă pielea. Ai o pereche de ciorape acum? Da. Iartă-mă, nu văd până acolo. Deci iartă-mă. Păi să nu-ți place trecerea între pantalon și gheată. Da. Nu-ți place de ce? Pentru că nu se vede piciorul între... Nu, îmi place cum între... se vede dintr-o parte. Ok. Alina, în fața lor, te rog. Mulțumesc. Bună seara! Bună, Alina! Bonsoir, drag! Există foarte multe întreruperi acolo, în zona pantalonului, pantof, ciorap. Ne-ai luat ochii cu geanta de brand, dar nu este suficient. Fesul nu se potrivește acestui outfit, din punctul meu de vedere, că ai... ești designer, da. Ai asociat aceste mânești cotate la un material prețios, nu mă deranjează, poate fi o găselniță în anumite situații, e chiar... Mie mi-a plăcut foarte tare. E chiar cool. Îmi place, îmi plac botinele, dar cam atât. Mulțumesc. Dragă Alina, cu riscul de a te supăra celelalte colegele tale pe mine, eu cred că ești una dintre cele mai promițătoare concurente, pe cuvântul meu. Deci, ai ținuta preferata mea din ediția de astăzi, fetelor. Dragă, ești cea mai aproape de adevăr pentru această competiție Bravo Stil. Îți spun sincer, sezonul 5. Ești? Mulțumesc mult, da. Eu zic da, că e cea mai aproape de adevăr. Da, bravo. Voi vă pricepeți mai bine. Eu, dacă o vedeam așa la ușa cabinetului de psihologie sau unde te ceai, la constelații, să nu știu ce a venit și dement. Asta cine știe ce a pățit, ce vrea, probleme ce vrea, ce zodie ești, că la câte materiale ai pe tine, sigur ești una dintre ele, știi? Adică îți pare mult, mult aglomerat, dar ciudățel, interesant pe de-o parte, știi? Na. Mie nu mi se pare mult, în momentul ce am tot simțit nevoia, adică, să mai adaug. Pare o chestie așa artistică de designer, dar mi se pare mult. Se vede că ai lucrat. Se vede că ai lucrat. Și în același timp se mai vede că ai avut un străbunic pasionat de hamsteri. Ai chițat mai devreme? Ai chițăit mai devreme? Da, am niște chițăieli. Chițăi. De ce chițăi? Chițăi. Păi de asta mă duc la Constelație, Mori, să văd ce... În familia ta s-a chițăit până acum? Se tot chițăie. Se chițăie? Deci vezi, dragă, până și chițăitul se moștenește, dragă. Ți-au transmis strămoșii chițăitul. Da. Te-au distrus, fetiță. Te-au împachetat. Dragă, ai o ținută actuală, care și mie îmi place foarte mult, minus geanta. E simpatică vesta, îmi plac mânecile. Nu pot să spun că nu-mi place look-ul pe care l-ai conturat, pentru că îmi place, dar trebuie să fii mai atentă un pic la detalii. Și da, să faci tot ce ține de tine, să ucizi această moștenire genetică care are la bază chițăitul. Da, mie mi-e dragă cu chițăit. Da, chițăie, dragă, acum, până la urmă asta. Ia să vezi ce o să chițăie de bucurie dacă ia stele. Una singură e Alinuța. Adevărat? Alinuța chițăie. Logic. Păi, tu despre Alinuța. Lasă-mă să-ți dau. Dă-i. Lasă-mă să-ți dau. Lovește-o. Mamă, să-i dau la ficat sau să-i dau? Nu, nu. Nu pe față. Mulțumesc. Bravo, stil, Alina. Nu pot să fac compromisul. Jur. A scos ochelarii, scoate fesul ca acum dă. Nu scoate pot. Fesul, aruncă ca geanta în groapă. Așa, ia uite-o. Ai văzut? Dai un cico, dai un cico de ăsta. Doamne ajută! Moris? Să fii sănătoasă, dragă. Doamne, 4 steluțe, Alina! Bravo, fete. Ce record ai bifat astăzi! Eu sper că și celelalte care urmează măcar același lucru să obținem. Dar deocamdată spune-le celor de acasă indicativul. Dragilor, dobrogenii mei, sper că v-ați mobilizat și nu doar dobrogenii, toată lumea de peste tot. Și să mă votați cu indicativul 2 la 1206. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu!